Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simeon, iată-ne din nou împreună aici în studioul Capital TV, televiziunea pe bună. Invitatul nostru de astăzi este candidatul din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al Comunei Tătești, domnul Tiberiu Pasconi. Bună ziua, domnule primar, bun venit. Domnule primar, că sunteți primar în funcție, dar nu o să mă adresez așa. Domnule candidat, bun venit în studioul Capital TV. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune. Domnule, cum e corect? Pasconi sau Pasconi? Pasconi. Cu A. Deci, domnule Pasconi, dumneavoastră sunteți și primar în funcție, am mai spus lucrul ăsta, dar în acest moment candidați pentru un nou mandat la primăria Comunei Tătești. Câte mandate ați avut până acum? Trei mandate. Trei mandate. Așadar, l-ați dorit și pe cel de-al patrulea. Ce vă recomandă domnule Tiberiu Pasconi, în afară de voce și talent, cum e vorba mea, am preluat-o dintr-un film, pentru funcția asta de primar? Adică, de ce ar trebui locuitorii Comunei Tătești să vă dea votul de încredere pentru încă 4 ani de zile? Am gândit să mai depun încă o dată candidatura pentru fotoliul de primar al Comunei Totești, datorită faptului că am multe proiecte care au fost implementate și multe care sunt în derulare și urmează a fi implementate. Mai mult de atâta, am avut o strategie de dezvoltare locală bine structurată, fundamentată pentru necesitățile oamenilor, pe toate obiectivele de investiții de care oamenii Comunei Tătești au nevoie. Prima mea rugăminte la noastră este să nu vă mai jucați cu pixul, că o să se audă în microfon foarte tare. Și a doua rugăminte este să-mi povestiți un pic despre aceste proiecte, domnule Pasconi. Adică vreau să știu ce proiecte sunt cele care urmează să fie implementate și mai mult decât atât, în ce legătură sunt ele cu cele pe care le-ați implementat în ultimii 2 ani, cred că, sau 1 an și jumătate, cât e. Că știți mai bine decât mine, cu siguranță. Deci, aici, raportându-ne la infrastructura de apă canal, am implementat proiectul de introducere a apei potabile în Comuna Totești, în proporție de 80%, cum am spus și în emisiunea de data trecută. Urmează, acum, de săptămâna viitoare, continui distribuția pe o lungime de 2 km în satul Cârnești, cum am spus atunci, este joi sau vineri este autorizația, și va fi apă potabilă în toată Comuna Totești, un proiect care va fi derulat în continuare. După care, când o să mă duc la infrastructura rutieră, acolo o să definesc exact în ce fază suntem cu proiectul de reabilitare drumuri pe măsura 7.2 și pe PNDL, procentual, am mai spus-o, în ce fază suntem. Referitor la canalizare, la apele uzate, Comuna Totești beneficiază în totalitate 100% de canalizare. Și e și funcțională, domnule Pascoli? Încă mai am câteva branșamente de executat la gospodăriile populației, unde am avut stațiile de pompare, spaurile, unde săptămâna trecută am făcut verificarea prizelor de pământ. Cu Ce e Enel asta, și verificarea prizelor de de pământ? Că pământ eu cu nu mă Enel, să nu pricep. se ardă pompele. A, să nu Deci, se ardă pompele. prizele de pământ care sunt făcute de o firmă autorizată și Păi, mă le-am gândesc. făcut controlul funcțional să funcționeze la parametri normal pentru refulare pe străzile unde le avem și Deci a fost duc nevoie în și de magistral. pompare, de... Absolut. Avem în totalitate 5 stații de pompare în toată comuna, unde nu a permis terenul să meargă gravitațional. Da, am înțeles. Așa, deci canalizarea este închisă, urmează recepția finală, dar înainte de a face recepția finală, cum am spus din tot timpul și cum am lucrat, facem o prerecepție de noi de beneficiar împreună cu dirigintele de șantier, constructorul,
În locurile unde am avut disfuncționalități, recurgem la un control de etanșeitate pe anumite porțiuni. Băgăm camera. Băgați în ceață, ziceți-mi și ce e asta. Control de, se bagă apă pe coloană. Așa. Asta la canalizare. La canalizare, se pun pene de etanșeitate. A, ca la să nu există infiltrații. Lăsăm și... să stagneze apa pe rețea, să vedem dacă scapă sau nu scapă. Așa am făcut și la celelalte două, când le-am dat în funcțiune și nu am avut nici o problemă de când le-am dat în exploatare la operatorul regional. Mai mult de atât, am avut infiltrații în anumite zone Cârnești mai mult, unde acum se recurge, nefiind, nu dăm în funcțiune până nu se matează căminele. Avem câteva cămine unde a intervenit asfaltul, unde se ridică capacele la... Mai puțin pe lungimea mare care avem, unde constructorul de pe drumuri va ridica capacele, că am prins în proiectul tehnic de pe drumuri, dar unde canalizarea a avut asfalt și s-a făcut, am avut o listă de cantități de facile, ridică la nivelul asfaltului. Sunt lucruri, pe urmă, degrebarea locului unde am avut inertele din canalizare trebuie transportate la un loc care l-am fixat, unde se poate duce. Am avut câteva traversări făcute care au fost lăsate să fie o tasare naturală și astăzi se asfaltează la ele. În satul Cârnești, mai avem pe Totești într-un loc. Și atunci pot să recurg la recepția finală care solicităm toți cei care vin în componența Comisiei de Recepție Finale, ISC-ul și AFIR-ul și toți care sunt implicați în acest proiect. Bun, și asta va însemna că acea canalizare... Canalizare, după care reprezentanții APA Prodului, operatorul regional, după care o să procedați la predare, la predare către operator. În dar cei 20%, domnule Pasconi, care au mai rămas din introducerea apei potabile, asta când veți reuși să-l faceți? Și deci, unde? Că nu pot să-mi dau ca să vă explic, că am explicat data trecută, oamenii din satul când ne știu. Da, ca să știe oamenii. Deci, Poimu, proiectul operatorului regional pe Poim, când ne-a prins în master planul județului, a prins și comuna Totești, datorită faptului căci magistrala care traversează spre celelalte localități trebuia să meargă printr-un sat aparținător comunei Totești, obligatoriu. Și aici de ce vă spun că singurul avizul care hidroelectrica se traverseze de către Sânt Petru, de la unitatea militară și să meargă spre comunele alăturate, Râul de Moriu, San Misegetuza, Densuș, General Bertol, Răchitova, trebuia să treacă prin satul Cârnești și aveau aviz de la ei pe la un ciuc pe sub canalul de fugă. Și atunci a rămas, nu am primit aviz de la operator pentru a depune pe sursele de finanțare care am obținut apa și canalul pe celelalte finanțări, că se bagă pe acest proiect Poim de către operator. Lucru care astăzi a întârziat un pic acest program european al operatorului și care acum am ajuns la o înțelegere care ieși de cuvează banii și o să bage de pe operatorul, o să încerce să îi dea drumul, îi dă drumul de fapt, ne ies autorizația, a început să și taie și continuăm apa pe acea porțiune datorită faptului că noi avem acolo un proiect european pe 7.2, reabilitarea infrastructurii rutiere în comuna Totești. O parte avem și pe Programul Național de Dezvoltare Locală, în care contractele pe 1 am deja avem 36 de luni până la implementarea lui și care trebuie să facem un act adițional și acolo plătim ceva penalități și atunci trebuie neapărat să dăm drumul ca să putem să asfaltăm în urmă. Pe PNDL anul viitor ne expiră contractul de finanțare și până atunci sperăm că totul va fi ok și ca să încheiem toate proiectele, deci apa, canalul și drumurile rutiere sunt atunci în toată comuna, apă, canal, asfalt peste tot. Bun, acum în momentul ăsta unde a mai rămas neasfaltat, ca să înțelegem clar? În satul Cârnești, partea de către Uciuc, unde era magistrala, și două străzi. Și alea când vor intra la aștia, anul? Când? Acum, dacă când se gata, va fi refacerile care sunt trecute, o să lăsăm să vedem să se apa, taseze, să se taseze. Terenul,
după care o se recurge, se recurgă la refaceri, după care o să dăm drumul la asfaltul pe care îl are primăria cu, pe fonduri europene pe 7.2 și pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Am înțeles. Bun, întrebarea este ce vă propuneți pentru mandatul 2020-2024 pentru Comuna Totești? Deci, ca și proiecte în continuare care sunt în implementare, am grădinița cu program prelungit, care este turnată fundația și începe să se zidească în continuare. Ce înseamnă această grădiniță? Grădiniță cu program prelungit. Vin părinții, aduc copiii dimineața, merg la serviciu și iau la ora 18 după masa sau la 19. Câte locuri urmează să aibă această grădiniță? Grădinița are 50 de locuri. Două deci grupe, ar, 25, ajunge cu prisosință oamenilor din comună. Absolut, poate vin și din da. Alte părți. Există varianta asta? Nu, dacă avem oameni din comună și nu se pune problema. Deci de nu, avem noi locuri. Avem copii care merg la grădinița cu program prelungit la Hațec și asta m-a determinat ca să înființez această grădiniță. După aceea am sala de sport care aștept să predau amplasamentul. Ni s-a solicitat de la Compania Națională de Investiții toate documentele necesare către dumnealor și numai trebuie să dăm o hotărâre de consiliu să predăm amplasamentul către dumnealor. Am alt obiectiv de investiții, un bloc ANL în localitatea Păclișa, depuse solicitarea de sume către Agenția Națională de Locuințe, unde ni s-a solicitat să depunem acum amplasamentul, extrase de CF. Trebuie să vedem în continuare, este un lucru bun și să-l obținem și acest imobil. Deci ce v-ați dori să faceți? Un bloc ANL pentru tinerii din comună până la 35 de ani care doresc și au făcut cereri, am solicitat acest lucru. Există? Da, sigur că da. Avem 16 cereri care sunt pentru un bloc ANL, care sunt depuse la solicitare, sigur. Bun, dar și asta unde ar vrea să-l construiți? Pe platforma de jos, unde avem domeniul public, la Păclișa jos, unde sunt și blocurile. Da, unde mai există niște blocuri. Exact, acolo, sigur că da. După care intenția este, din punct de vedere urbanistic, acolo să revigorăm acea zonă, ținând cont că avem niște barăci acolo, știți despre ce e vorba și în funcție de ce facem, să vedem cum scăpăm de acel lucru de acolo, să putem să dăm la acea zonă un contur bine organizat, structurat și să arate sub altă formă. Pe urmă, în 2009, de când am venit primar, satul Copaci a fost un sat sistematizat pe timpul regimului comunist, unde a avut alimentare cu energie electrică și a avut punct de transformare. În 2009 a fost un program pe mediu, pe AMEPOS Mediu, da, în care am depus un proiect pentru electrificarea acestui sat, unde, ca să-l pot depune, trebuia se îndeplinesc următoarele condiții, să am cel puțin 7 persoane, electrificarea satelor în mediul rural, era programul numit atunci, în care cei care au vândut sau care au rămas la Copaci și s-au mutat în saturi, au început să folosească aceste terenuri cu casele care au mai fost în număr de 2 acolo, care am depus. Nu s-a dat drumul, n-a fost viabil acest program, după care noi l-am prins în fiecare an în programul de investiții anuale, l-am prins în structura bugetului ca și credite, am prins de fiecare dată pe orice surse de finanțare am gândit la acest lucru ca să revitalizăm acest sat, ținând cont că și planul de urbanism general care îi în lucru și așteptă să iasă din comisiile de avizare și să intrăm la Consiliul Județean în cel mai scurt timp, să beneficiem de anul viitor, să emitem autorizații pe nou punct. Acea zonă, zona Copaci și unde am și târgu public și obor pentru brevetarea rasei Breaza de Hațec, am gândit la momentul respectiv acolo să fie o zonă agro-industrială. Care să fie
alimentată cu energie electrică și toate utilitățile publice pe parcurs, pe bugetul local, este foarte simplu de unde le avem, să facem o extindere de rețea de apă potabilă și de... Da, curent electric este în momentul ăsta, că n-am nu înțeles. Este nu curent. Este. Asta nu este curent. Asta deci în fiecare an am insistat, datorită friabilității bugetului local, unde nu ne-a permis sumele niciodată, ținând cont că, vedeți, investițiile au fost foarte multe la nivelul comunei și am avut cofinanțări, cheltuieli neeligibile în mare parte, am avut investiții nu mari, mici, și pe bugetul local care au fost legate de proiectele europene, unde nu poți permite ceea ce spunea și dumneavoastră la început, deci una se leagă de cealaltă și da, atunci trebuie să le dai continuitate, să fie utile în adevăratul sens al cuvântului și nu numai practic să fie ok. Și nu ne-a permis bugetul să facem acest lucru. Acum, pe programul național pe post-mediu, care este iluminatul inteligent. Noi am beneficiat pe programul național de dezvoltare locală. Știți bine, am fost prima comună care am schimbat toate lămpile, le-am pus pe programul național de dezvoltare locală, comuna Totești, și n-am mai putut depune pe iluminatul inteligent. Acum nu mai puteam obține a doua finanțare și nu este în program extinderea, am solicitat extinderea de rețele electrice. Aștept un program care să definească această finanțare în viitorul apropiat, sunt pregătit, am proiectenii ca să duc și să dau acolo, ținând cont că acolo s-am dat o autorizație de construire deja. Da, asta știam. Numărul de locuitori, îmi doresc ca acea zonă să devină o zonă, ținând cont că este o zonă agroindustrială, să devină și o zonă agroturistică. Mai mult de atâta, vedeți că oportunitatea investițiilor în infrastructura rutieră a fost acolo, să drumul de la Copaci, care face legătura cu General Bertrou, se face legătura între geoparcul dinozaurilor, dinozaurii Pitis în Petru și dinozaurii General Bertrou. Am unit cele două entități publice prin acest drum, care în strategia de dezvoltare acum am un drumul care se deservească. Dumneavoastră, din câte știu eu, ați prins o grămadă de asfaltări de drumuri din astea de Da, dar vă explic și nu? Cu ele sub ce formă au fost modificate. Deci, pe urmă, acum ca păi să nu, închid... Păi nu, că nu e lucru rău, asta nu zic ca un reproș. Nu, dar să închid aici, deci acum, în intenția mea pentru a dezvolta zona și a face obiectivul de investiții care l-am pus, prins în strategia de dezvoltare și în investițiile anuale în baza unui proiect care este aproape gata, drumurile de exploatație agricole care au fost clasificate în inventarul domeniului public sunt, vedem dacă se deschide o măsură în 2021 ca să obținem procesul de finanțare de la Cârnești, care vor trece prin spatele localităților Totești, Păclișa, Totești, ajunge la Copaci, pe zona de câmp, linia ferată unde am mers cu asfaltul și am dat acum în ele, ies în ele și o să meargă în satul Copaci. A, să veniți pe vechea linie ferată? Nu, pe vechea linie, vă spun și de linie. O să acolo meargă, zicea cineva că era interesant un proiect de mocăniță. Acolo vă spun, nu, vă explic și cu mocănița, cum se poate. Problema este că acest drum va deservi prin spatele localităților, va fi un drum de câmp care a fost exploatat și vedem sub ce măsură v-a spus, poate să fie finanțat. O să iasă din satul Copaci, intră în drumul național 68, îl traversează, intră în satul Reia și merge spre Sânt Petru, unde am asfaltat acum și Consiliul Județean a asfaltat acest drum care duce la Comuna Sfântă Maria Oră, la Sânt Petru, la muzeu. Bun, și asta pe când ar putea? Deci, ca întotdeauna, s-au fost măsuri și acum, fiind în constrângeri naturale Comuna Totești, sper că obținem punctaj, că eu am avut drumurile astea depuse pe 125A, drumul de exploatație agricole, de-aia v-am spus și m-a referit la ele, a fost clasificat în inventar din vecinale în exploatații și l-am pierdut cu 3 puncte sub. Deci, de 3 ori am fost depus și nu l-am luat, a fost tot timpul de punctat, din cauza că n-a fost în zona defavorizată noi. La momentul respectiv, tot timpul plecam cu un handicap de puncte de cel puțin 15. E concurs de proiecte. Și atunci am găsit oportunitatea, noi să ne pregătiți, vedem punctajul. Da. Acum suntem vechi, cunoaștem cum putem să obținem aceste puncte. Câte puncte luați, când luați, absolut, cum luați. Apare ghidul solicitantului consultativ și noi ne raportăm la el. Deci în momentul în care ghidul solicitantului definitiv, când se depun proiectele, noi vom ști acest lucru cam cu aproximație. Consultantul ne va spune că nu mai luăm consultanți de 2 zile ca să pierdem un proiect pe bani și să nu știm ceea ce facem.
Sau, probabil, există o altă sursă de finanțare unde ne putem, dar ca și o strategie de dezvoltare a comunei și a deservi tot ceea ce înseamnă agricultură și din punct de vedere agroturistic, asta este lucrurile pe care îmi doresc ca în continuare să merg cu ele. Pe urmă, am extinderea în... Urmăresc o sursă de finanțare pentru extinderea iluminatului public între localitățile Comunei Totești, ținând între sate. Unde mai? Ținând cont că între Păclișa Reia, între Reia Totești, între Cârnești Păclișa. Reia Totești pe porțiunea aceea pe ambele porțiuni. Sunt trei porțiuni din drumul național, unde o să intervin cu indicatoare care sunt în proiectul tehnic acum, deci suntem în a treia etapă și acolo doresc ca și să facem... Și ce alte două care sunt? Uite, eu nu le știu. Deci de la Târg spre Reia, de la Reia spre Totești, pe și la Păclișa, asfaltată și pe Reia Păclișa. Reia... Da. Și de la Păclișa la Cârnești. Adică și ce vreți să puneți? Stâlp de iluminat public? Stâlp de iluminat public, adică să fie, sau dacă ne permite și găsim sursa de finanțare, cum a spus înainte, pot să prind, să facem un... Există o variantă din aia cu... Să prindem, nu, să prinde și cu... Baterii solare, absolut, cu chestii de astea. Oricum trebuie finanțare, da. Banii nu ne permit. Dar în momentul în care acolo doresc ca să duc, poate și curentul, ținând cont că în fie între sate, în planul de urbanism general, am prins în intravilan, la drumul de acces, fiind drum comunal, drum de interes local, drum județean nu mai aveam în zona respectivă, l-am prins în intravilan datorită faptului ca cetățeanul, în momentul când dorește să construiască un imobil pe zona respectivă, să poată fi autorizat fără plan de urbanism zonal, fără plan de urbanism în detaliu, și să construiască mai cu ușurință în acea zonă. Și atunci, da, există cerere, există ceva pe acea zonă, vreau să completez, avem utilitățile publice, apa și canal peste tot ce v-am spus între sate. A, deci la stradă pe deja. Toată zona, să știți. Deci acolo nu avem probleme. V-ați gândit. Pe unde avem? Nu, este acum apă, canal. Păi aia zic, v-ați gândit să le prindeți. Tocmai de asta am gândit structura pugului, să mărim intravilanul localității ca să fie, știți, o unificare a satului. Ne dorim acest lucru ca satul românesc să se populeze din nou și tinerii să și revină, care noi avem puțini în comuna Totești care sunt plecați și din ei au mai venit. Aveți puțini tineri sau sunt mai mulți plecați? Că n-am înțeles. Nu sunt. Avem puțini tineri plecați. Și, în general, populația este cam acum îmbătrânită și, dar noi vedem, natalitatea este scăzută și lucrurile sunt altfel. Bun. Dacă tot veni vorba de tineri, ce v-ați propus să faceți și pentru ei în, în următorul mandat? Bună întrebarea dumneavoastră. Acum deci, nu știu cât e de bună. Da, e bună, sigur că da, chiar este ok. Deci, după cum știți, avem acea bază sportivă care este acolo, în care acum putem, a fost sub monitorizare, trebuie să o punem pe lângă un teren bază de basket sportivă. De la din localitatea Păclișa. Terenul de sport sintetic. Teren de sport sintetic, terenul mare de sport, care am făcut atunci cum am putut și gândim ca să o facem sub altă formă și un teren de basket, un teren de tenis de câmp, în includerea lui că avem spațiu, avem terenul. După care, în fiecare sat, asta avem prinsă în investițiile anuale și în achiziții pentru a achiziționa un teren. În satul Cârnești, în satul Reia, pentru un teren de sport pentru tineri, că nu avem teren în domeniul public. Nu mai aveți teren, nu avem. Trebuie să facem achiziții, nu avem teren. Decât Pășunile, unde acolo pe legea 214... Și e dispus cineva să vă vândă de acolo? Încă noi tatonăm terenul și trebuie să facem o evaluare a terenului, știți, din punct de vedere al evaluării. Dar ar fi cineva dispus? Noi intenționăm deocamdată, nu că n-am dat, că nu avem bani. Nu știți încă unde... Intenționez intrările în sate. Să degrevăm populația de să fie liniște, știți că acum mai joacă loc undeva să avem lângă apă, pentru un loc de picnic, lângă terenul de sport. Iar referitor la parcurile de joacă pentru copii, am făcut două, mai avem două de făcut, cu 8 piese pe fiecare, comanda este dată, dar locul de amplasament, decât la Totești, îl putem pune la Reia, îl punem în curtea școlii,
dar ținând cont că acolo e cam școala, acolo. Școala nu, școala și cu căminul sunt sub același acoperiș și am un proiect european acum pe 6-3, căminul de la Rea se reabilitează și va fi organizarea de șantier acolo și nu pot să-l pun momentan parcul de joacă, dar va fi dotat și Rea cu parc de joacă și la Totești, în curtea primăriei, în partea de către școală jos, va fi iarăși un parc de joacă pentru copii. Mai mult de atâta, deci pe partea de copii și plus celelalte activități cu copiii, după cum știți, în fiecare vară, excursiile care beneficiază de ele împreună cu preotul paroh din comuna, din localitatea Totești și Păcrișa. Acum avem un preot tânăr la Rea care inițiază și dumnealui acest lucru la anul viitor. Sunt lucruri pe care îi trimitem în țară, au cam văzut toată România, copiii din comuna Totești, din satele Păcrișa și în vara aceasta au fost în Maramureș, în data trecută, bine, 21. Și merg prin rotație, deci dacă sunt doritori în continuare, deci o să facem, deci și ceilalți. Pe urmă, pentru copii, alte activități sportive după ce terenul ne... Ceva cu tradiții, cu din astea. Bun, cu... ajungem și acolo, pe partea de cultură. Dar să închei odată cu copiii. Deci copiii îmi doresc să beneficieze, ținând cont de foarte multe activități de asemenea gen, în cadrul terenurilor de sport care le voi face și mă străduiesc să fac acest lucru pentru ei. Vor beneficia de aceste activități datorită faptului că structura bugetului sper să se mai degreveze de cheltuielile de cofinanțări, că proiectele mari de anvergură care au fost pe utilități publice, după cum am discutat înainte, sunt aproape încheiate și atunci probabil și veniturile să le mai majorăm, intenția mea este asta, ca să majorăm veniturile ținând cont că intru partea de gaz metan. Și acolo trebuie să ne ducem și o să vă spun în detaliu ce este cu acest proiect, că tot aud discuții că gazul metan este o deficiență. Nu, vă spun exact, v-am mai spus. Bun, hai să le luăm pe rând. Corect. Dar să încheie aici cu copiii, să trec cu asistența socială și după aceea diferență de proiecte. Deci, lucruri care le-am spus pentru copii, acestea sunt și încerc să le fac pentru ei, ținând cont de cheltuielile care cred că vor fi mai puține pe proiectele mari. Pe urmă, pe partea de asistență socială, ținând cont de vârsta oamenilor din comună, care probabil nu dorim, Dumnezeu știe, viața la fiecare om, dacă au nevoie de servicii sociale sau nu au, știți, fiecare gospodărie are pe cineva în jurul lor, noi am încercat tot timpul să fim aproape de ei și să fim lângă ei dacă au avut nevoie cu ceva și cu un singur om care îl avem ca asistent comunitar. Organigrama Comunei Totești n-a fost modificată de când îți prima niciodată și statul de funcție, avem același număr de posturi. Deci decât pe fonduri europene care în rest deci, este fixă. Asistent social acum încerc să compartimentez și să văd pe structura noului buget să vedem ca să prindem și să vedem dacă ni se vor da un post de asistent social și să încercăm, că am avut pe doamna Jurmon care a ieșit la pensie, care făcea și asistență socială, făcea și parte de cadastru și de toate. Da, așa a fost, așa am preluat și aveam un asistent comunitar care este plătit de DSP, de noi, și după aceea ni se dau banii de la Ministerul Sănătății. Am mai solicitat al doilea post care acum ar fi necesar în timpul pandemiei, că este foarte greu să păstorim școlile 4 la ore, chiar dacă sunt diferite, deci pentru termometrare ajutăm acolo să vedem care e situația în camera epizootologică, unde, dacă sunt probleme, dar încercăm să ne descurcăm cu asistentul comunitar, unul care îl avem. Aici pe asistență socială. Iar în continuare, ca să continui cu proiectele pe care le voi derula,
Înființarea rețelei gaze distribuție, rețele gaze naturale și distribuție în comuna Totești este un proiect la care am lucrat de 4 ani. Am obținut prima dată avizul ANRE pe acel program al Ministerului Economiei, unde nu s-a dat nicio finanțare în România, după care am revenit când s-a înființat Fondul de Dezvoltare și Investiții în 2019, am depus proiect autorizat cu toate avizele necesare, s-a dat autorizația, am semnat contractul de finanțare în a treia etapă de finanțare a acestui program, după care am recurs la achizițiile publice până la evaluarea tehnică a ofertelor și am suspendat licitația datorită faptului că s-a, o bază ordonanței 1 în 2020 s-a desființat acest fond de dezvoltare și investiții și s-a reorientat ministerul spre o altă sursă de finanțare care acum este în derulare pentru depunere. Am recurs înapoi la studiul de fezabilitate în cadrul unui parteneriat între toate comunele din zona Hațegului, respectiv Râul de Moriu, San Misegetuza, Densuș, General Breto, Totești, și ca să facem un număr de 3.000 de branșamente, ca să putem să fim conform eligibil și să facem 90 de puncte, ca să putem fi finanțați. Asta a fost ghidul. La ăsta ne-am raportat și la condițiile din ghid am încercat ca să putem obține finanțare. În faza de acum, astăzi, vorbim despre el, Comuna Totești, având proiect tehnic, avem toate avizele necesare, inclusiv acord de mediu, inclusiv acord de la Transgaz Mediaș. Așa, colegii ceilalți sunt și ei în aproape, așa, cu toți avem același proiectant, același consultant și încercăm să fim uniți în acest proiect pentru a introduce nu numai Comuna Totești, toate satele din zona Hațegului, cum v-a spus, din comunele noastre, rețeaua de gaze naturale. Maxim 8 minute de emisiune mai avem, așa că vă rog să-i dați bice. Pe urmă, cum se zice? Alte obiective de investiții care îmi stau în gând și să le pot depune, să le implementez, îmi doresc din suflet acest lucru, este dispensarul uman. Ce să faceți cu el? Să reabilitați? Vreau să reabilitez datorită faptului că acolo acum avem spre închidiere anuală cabinetul stomatologic, avem un punct farmaceutic, avem medicul de familie. Da, sigur că da, avem medic stomatologic. Înapoi de 2 ani și ceva mi-a plecat, a stat fără 3 luni sau 4 luni, a stat fără medic stomatologic comunal. Și după care vreau să remodulez această clădire, am un proiect tehnic bine structurat, pe lângă el să-l remodulez pentru spații cu dotări, să vedem sub ce formă apar măsurile, mă pregătesc măsuri de finanțare a unor programe, agențiile de dezvoltare regionale sau pe centrul regional, să vedem unde mă pot duce ca să pot obține finanțare pentru dotări cu un electrocardiograf, un encefalograf, ținând cont de lucrurile care sunt astăzi la zi, de bolile pe care ne păstoresc pe fiecare. Și da, deci aș vrea să-l și dotați. Se dotez. De asta îmi trebuie spații, îmi trebuie modularea. Vă trebuie și bani? Absolut, pe sursa de finanțare, acolo, depus și vă spun că este depus. Ni s-a acceptat pe CNI, nu știu dacă s-a completat lista de sinteză, dar aici e dispensarul care vreau să închid, el vine reabilitat de la acoperiș, modulat, cu dotările care implică acest lucru. Pe urmă, pe lista de sinteză este depus și sediul primăriei, vreau să reabilitez primăria, e depus pe CNI, am depus pe CNI înființare și reabilitare, trotuare și rigole în comuna Totești și mai am două străzi mici care fac obiectul asfaltării ca să pot să continui trotuarele și să fac obiectul investiției. Am fost trecut pe lista de sinteză, urmează a ni se solicita de către CNI ca și pe sala de sport actele de amplasament, CF-urile le-am depus pentru solicitare de sume, așteptăm să vedem dacă obținem finanțare și acolo. Pe partea de cultură, despre cămine, cum v-am spus, localitatea, și o luăm punctual, localitatea Cârnești, la ora actuală, beneficiază de un cămin cultural reabilitat, cu dotările necesare în el, ca și spații modulate, deci acolo intenționez pe o sursă de finanțare ca pe dotări, dacă aș putea prinde să fac o sală de
pentru tineri și una pentru pensionari, lângă, pentru ca să facă activități recreative pensionarii și tinerii seara să facă mușchi, știți că le plac. Să facă mușchi? Sigur că da. Da, da, da. Mă gândeam că nu faceți o bibliotecă, deci, dar aveți bibliotecă puțin, acolo. Absolut, avem și bibliotecă, bibliotecă. Nu mai putem dubla investiția, că nu ne permite legea. Da. Și acum e cu mușchi. E cu mușchi, da, sigur că da. Deci, în căminul de acolo, pe urmă, căminul cultural Tutești se află în fază de execuție, pe măsura 6-3 este în fază de implementare. Am depus a treia tranșă, sper că săptămâna viitoare să-mi intre tranșele a doua, că am oprit execuția lucrărilor și pentru niște neconformități de la proiectant și pentru acest lucru. Și acum îi continuăm unde dotările sunt în achiziție, unde avem costume populare, avem parte electronică care implică stații și tot ce trebuie pentru a deservi în bune condiții orice activitate culturală, artistică în cadrul acestui imobil. Referitor după aceea la localitatea Reia, căminul, cum v-am spus înainte, este în achiziție, execuția lucrărilor, așteptăm ofertanții și după care să recurgem și la această investiție să fie, poate, să fie implementată în totalitate. Școlile. Am spus Totești, Reia, Păcrișa. La Păcrișa, la Păcrișa avem căminul, știți, am preluat școala specială, avem căminul cultural acolo, mai am ceva de reactualizat acolo, dar acolo intenționez un proiect pe o altă sursă de finanțare în care să reabilitez interiorul școlii. Toate clasele care au fost, că am luat atunci, am făcut pe Programul Național de Dezvoltare amplasamentul, delimitarea de centru de îngrijire și acoperișul clădirii. După care intenționez branșamentele electrice, branșamentele pe căldură, se deschimb și la căminul cultural mai am ceva acolo ca să urmăresc, să vedem. Am adus un proiectant, mi-a făcut o documentație de avizare a lucrărilor, ca și o perspectivă de studiu de fezabilitate, să văd ce gândește pentru a-l face puțin mai funcțional, că e prea înalt. Și să vedem în alt spațiu din interior, da, știți că nu. Și am zis să vedem cum putem. Lat, Reia, Păcliș a spus. Școlile în integralitatea lor. La toate știți bine că nu este școală datorită natalității. Nu mai sunt copii, da. Absolut. Dar spațiile sunt utilizate, cele care sunt pe școală, sunt, e arhiva, e biblioteca. Pe școală unde mai aveți acum? La Păcrișa, la Cârnești și la Reia. Și la Reia. No, și acum, dacă mai este timp, vorbim și despre cum am făcut organizarea programului de învățământ ca să poată să deruleze scurt, în două programul minute. Didactic în condiții optime. No, și am... Școala Reia este bine pusă la punct, exterioare o să intervin pe ele, pe toate, să vedem dacă anul viitor. Iar pe interior avem sală de calculatoare, avem tot ce trebuie, utilități necesare, apă curentă, grupuri sociale înăuntru. Așa, și cu pandemia asta v-ați pregătit cumva? Absolut. Există? Absolut. Deci, ca să luăm o decizie fiind date către responsabilitățile autorităților locale, la momentul respectiv, conform acei ordonanțe, am inițiat întâlniri cu părinții, cadrele didactice, Consiliul de Administrație al Școlilor, Comitetul de părinți, dar fie părinții toți. I-am convocat în aer liber, am discutat despre inițiativa care o luăm de începerea anului școlar, am fost de acord ca să recurgem la primul scenariu, deci prezența elevului în clasă în fața dascălului, am început anul școlar. Tot ce s-a impus conform legii în acest moment, am recurs la și în caz că se va ajunge achiziție, cumva la cursuri online? Problema DSP-ului, măsurile ei le impun, deci noi în momentul dacă apare... Nu, dar zic, dacă se ajunge la cursuri online, se descurcă școlile, au ce trebuie, absolut. Internet... Tabletele, eu am, cum am procedat aici, cu asta trebuia să încep, îmi cer scuze, da. Dar tabletele au fost achiziționate în luna aprilie 2020. Când am ieșit din starea de urgență, când a început atunci, eu în fiecare an știți că dau bursele de merit, am avut bursele de merit prin banii în structura bugetului, și din banii aceia am luat tablete la toți elevii. Le avem, le-am avut pe timp de tot timpul anului școlar,
Și acum din nou a fost predate la învățători, acolo au predat din nou. Iar referitor la internet, internetul îl plătește școala, prin noi asigurăm finanțarea gratuit, până când avem acel proiect Wi-Fi-ul gratuit în toată comuna. Domnule moderator, cred că știți acest lucru, vom beneficia Comuna Totești de internet gratuit în cel mai scurt timp. Nu știu, dar vă ascult acum, nu spuneți acum. Da, foarte bine, felicitări. Bun. Ce să zic? Bine, deci este lucrul pe care, cu intenție bună și cu tot ceea ce trebuie pentru oameni, am gândit să facem. De aceea vreau să și închid această emisiune cu răspunsul pe care vi-l dau. Nu închideți, o încheiați, că închid, de închis, nu închide ce ne-au, doamne ferește, dacă... Absolut. Încheie această emisiune spunând că de-aia am intenționat ca să mai candidez. Foarte bine. Și dacă tot ați intenționat să mai candidați, vă întrerup eu acum, poate le transmiteți locuitorilor Comunei Totești la final de emisiune un mesaj la cameră, vă rog. Stimați concetățenii ai Comunei Totești, vă doresc sănătate, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea numai bine și pe data de 27 vă invit la vot și să alegeți ceea ce gândiți că e mai bine pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru prezența în emisiunea, domnule Pasconi, și vă doresc succes în alegeri. Mulțumesc! Stimați telespectatori, Tiberiu Pasconi, candidat PSD pentru funcția de primar al Comunei Totești, a fost invitat în emisiunea noastră. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare alături de noi, numai bine!